Campanie inedită desfășurată de poliția locală din Constanța. Cei surprinși că nu strâng mizeria din urma animalelor de companie vor primi o mătură și un făraș. Pentru a scăpa de amendă, vor fi nevoiți să se conformeze și să curețe mizeria. Prima perioadă a campaniei de sancționare, adică începând de astăzi o săptămână, le vom pune la dispoziție contravenienților posibilitatea de a primi un avertisment în măsura în care își remediază greșeala, adică o să fie un reprezentant al Direcției de Salubritate care îi va pune la dispoziție un mătru, un făraș și posibilitatea de a curăța în urma lui. Asta știu eu sub privirea dumneavoastră a cetățenilor. Polițiștii locali speră ca în acest mod constanțenii să devină mai responsabili și să participe activ la menținerea curățeniei în oraș. La acțiuni vor participa și echipe mixte de jandarmi. Oamenii consideră că aceste măsuri sunt binevenite, mai ales că s-au săturat de excrementele animalelor care sunt la tot pasul. Păi azi ne uităm aici împrejur, că sigur găsim. Sigur! Da, nu m-am întâlnit și într-adevăr, nu-i frumos, nu-i corect, nu-i normal, nu-i civilizat. Dacă măcar două luni de vară, începând din iunie până, nu știu, iunie, iulie, august, trei luni, ar umbla poliția și ar da amenzi, îți spun eu că nu s-ar mai întâmpla. Acum, la sfârșitul verii, au plecat toți turiștii, a plecat toată lumea, începe frigul, ploaia. Mi se pare oricum de bun simț și trebuia să fie luată fără să fim constrânși de amenzi. Așa că e foarte ok, mă bucur că au prezentat și problema asta. Excelent, trebuia făcută mai devreme treaba asta. Dar trebuie să existe și persoane care să dea amenzi într-adevăr. Cu ocazia asta poate avem și noi un oraș mai curat. În aceeași situație se vor găsi și cei care aruncă ambalajele la voia întâmplării, sparg semințe, ori fumează, iar resturile sunt aruncate pe jos. Sunt sancționate de legea contravențională. Și atunci, de ce facem lucrul ăsta? Pentru că ne dorim ca fiecare dintre noi să poată să-și plimbe familia, copiii într-un mediu curat, să nu se lipească cu talpa pantofului de o gumă de mestecat sau un muc de țigare. În cazul în care contravenienții nu se vor conforma, oamenii legii le vor aplica sancțiuni de până la 800 de lei.